Mulțumesc, Robert, că eram cu timpul prea înainte, așa, și am pus și o prezentare foarte scurtă și de asta mulțumesc că ne-ați scurt de studiu. Ok. Dar nu o să vedem asta. Deci nu o să fie o prezentare despre penetrare de servere date geospațiale sau de accesare neautorizată astfel de date sau orice alt lucru mai puțin legal, gri, negru, mai departe. Ceea ce ar vrea să vă spun pe scurt, această prezentare poate mai bine prezentată într-o astfel de imagine. Cred că mergea și o poză cu serverele noastre geospațiale, cred că chiar mai bine. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre o cultură care a luat naștere acum ceva vreme, în principal la dezvoltarea internetului. Această cultură numită de hacker sau de ceea ce se spune hacking, hacks și mai departe. O să începem cu un domn, acest domn, domnul Raymond, foarte cunoscut pentru cartea sa Catedrala și Bazarul, una din cărțile de referință când vorbim despre software liber open source. Cartea aceasta a scos în 96 și a făcut celebru. Domnul este programator, cred că e evident. Ține asta. În 2001 publică un text care și acum este pe site-ul personal și primește din când în când actualizări, care se numește chiar așa, cum să devii un hacker. Este prima dată când cineva definește într-o manieră coerentă această cultură care luase chiar în acele timpuri destul de multă amploare. Domnul Raymond zice acolo că hackerii sunt persoane care răvnesc la cunoaștere, pricepere și putere tehnologică din dorința de a rezolva probleme și de a depăși limite. Este convins că acest grup de oameni sunt cei care de fapt au construit internetul și fac să funcționeze majoritatea lucrurilor pe care și tehnologiilor pe care le folosim astăzi peste rețele. Iar tot însul scrie, este traducerea română din originalul engleză, spune că mai există un grup de oameni care se autodeclară hacker și care sunt acești oameni, adolescenți, nu fac altceva decât să atace calculatoare pe internet și să folosească ilegal sistemul telefonic. Hackerii adevărați se numesc hackeri, nu vor să aibă nimic de a face cu ei și cred că sunt, în realitate, niște leneși, niște irresponsabili și nu sunt chiar foarte inteligenți. Chiar și la noi, vedeți din când în când în presă, tot felul de radii ale poliției, mai ridică câte un bezmetic sau câte mai multe prin special din vacuna Otenia, care s-a făcut își spun hacker, dar nu au nimic de a face cu sensul original al cuvântului din engleză. Confuzia nu este doar în România, persistă și la nivel internațional. Cred că cuvântul în sine a fost mult mai puternic decât cel de cracker sau mai știu eu ce alt cuvânt care descrie mai bine ceea ce fac acești domni. Hackerii au o anumită conduită, există un set de reguli care guvernează, neapărat reguli scrise undeva, nu știu, multe de lege, dar există câteva lucruri care definesc personalitatea unei hacker și de la ce plecăm aici? Este la faptul că lumea este plină de probleme fascinante pe care așteptăm să fie rezolvate. Noi aici nu vorbim de oameni care fac neapărat un lucru pentru că sunt plătiți. Vorba de ceea ce facem și în timpul liber, pentru comunitate. Da? Sunt multe lucruri de făcut, asta încercăm să facem și cu geospația lor, în timpul liber, da? Încercăm să mai rezolvăm câte ceva. Problema de bază. Lucrurile trebuie să fie rezolvate de două ori. Da? Redundanța ne omoară în multe sectoare. Această parte merge foarte bine cu filozofia open source. Da? Nu e vrei inventăm roți. Înainte de a apuca să facem un lucru, e bine să verificăm dacă altceva nu și-a pus problema înainte și poate are just o rezolvare elegantă pe care trebuie doar să o preluăm pentru a aduce apoi plus valoare.
Bineînțeles, asta și când se face întâlnire informale, de exemplu, evită o întâlnire seara și mult mai interesantă, pentru că este liber. Și sunt, fim atenți că, doar având această atitudine, nu înseamnă că suntem și competenți în domeniu. Lucrurile acestea au fost fixe acum ceva mai mulți ani, când probabil acești domni își permiteau să fie ceva mai mai filozofici, mai hippie. Și se întâmplă ziua de astăzi, când banii, timpul înseamnă bani, când această industrie IT a devenit una dintre principalele industrii la scară mondială. Mai există acel tip de hacker descris așa de plastic de Ron Raymond. Chiar dacă comercialul a pus o părere destul de groasă pentru această lume, există personal și își fac treaba în proiecte open source. Acesta este un slide din prezentarea mea de anul trecut la Timișoara, dar sunt foarte multe proiecte open source care sunt conduse de comunitate, iar membrii acelor comunități se consideră a fi hacker. În proiecte colaborative, bineînțeles, cel mai cunoscut este Wikipedia, dar sunt foarte multe altele. Am pus aici doar câteva slide-uri. Unele chiar, poate, comentarii. Să dau înapoi, nu vreau să citați. N-am înțeles în totalitate. Iar o altă tip de activitate care încearcă să încurajeze creativitatea oamenilor, să-i pună la un loc, pe un perioadă de timp limitată, să desfășureze creativitatea în scopuri de regulă, în beneficiu comunității, în beneficiu este acest Hack Day, care a fost inventat pe Creatu, pentru prima dată, și a avut ideea de a organiza astfel de comunități de hacker. Se anunță din timp pe internet, se stabilește o locație, oamenii sunt invitați să contribuie cu cod, cu idei, cu un anumit subiect. Și au devenit extrem de populare. Recent a fost un și în București, dacă ați auzit de el, ea pare de asemenea prima dată și în București cu un astfel de Hack Day, împreună cu un ONG numit TechSoup. Câteva din ideile de acolo au fost preluate într-un proiect din Restart România. Idei bune, dar cred că nu știu dacă tocmai s-au prezentat cumva în momentul de față. Unul dintre proiectele de la acel Hack Day Iacu a fost o aplicație interactivă a despădurilor din România. Făcută cu mult entuziasm, dar fără să aibă și cunoștințe mai profunde de silvicultură sau de mediu, de așa. Contează. Astfel de întâlniri sunt grozave pentru a cunoaște oameni și a contribui cu ceva. După Iacu s-au luat mulți. A fost greu pentru companii mari să mai zică Hack Day, dar nu pot să facă și Google Hack Day, că el va deja. Dar au găsit alte forme, i-au zis Hackathon, Hack Day și mai departe. O astfel de inițiativă a fost preluată și de Comisia Europeană, care s-a implicat, de exemplu, recent, în coorganizarea acestui Hack for Europe. Un proiect care a fost finalizat în același timp cu Open Data Challenge la Digital Assembly la Bruxelles, când câștigătorii acelei fac o competiție combinată, Hack Day și competiție de proiecte, au fost premiați. Foarte important faptul că pentru prima dată un organism guvernamental se implică și înțelege valoarea pe care membrii unei comunități pot să o pună gratuit sau benevol la dispoziția întregii comunități. Da? Deci, comunitatea dezvoltatorilor de
PHP din București, sunt dispuși să-și jucă o zi, să vină să nu știu de soluție pentru optimizarea transportului urban pentru RATP, da? Care, deși ar trebui să aibă bani mulți programatori discuțiți, nu prea are. Iar comisia, din ce văd eu, e destul de deschisă, Comisia Europeană, către astfel de activități. Avem chiar și un parlamentar din România, nu știu să spun numele, un europarlamentar, care se implică în astfel de lucruri. Recent am primit o invitație de la ROSEDU, o comunitate de programatori de la Facultatea Politehnică, o invitație către geospațial org, de a merge la un astfel de hack day cu studenții lor și de a le fi mentori și a încerca să-i implicăm în rezolvarea unor probleme de ale noastre tehnice. Probleme geospațialor. Duce lipsă de oameni priceputi la programare. Avem competențe multe în alte părți. Aș mai da un exemplu, cel cu... Păi n-am o siglă. Recent a fost la Varsovia acest Eurohack, tot sub umbrela Knowledge Foundation, realizat și Fondeca Cerege, unde a existat o secțiune dedicată jurnalismului de tip data-driven journalist, cum îi spun ei, da? Au încercat să implice astfel de hacker cu competențe de programare, împreună cu un designer și un ziarist, pentru a prezenta articole de investigație în principal, într-o altă formă, da? Spațializată, interactivă și mai departe. Deci toate au fost foarte interesante, iar organizatorul acestui Eurohack este un jurnalist din România. Mai lucrează în România, dar e român. Foarte multe cărți, de genul celor scoase de O'Reilly, folosesc această sintagmă. Da. Există în această serie probabil 50 de cărți care descriu pas cu pas anumite trucuri pe care le puteți folosi în aplicații, dar nu numai pentru software. Sunt și cărți dedicate lucruri de tip hardware sau bucătărie. Dar cum poți folosi anumite tehnologii fără a avea cunoștințe foarte multe? Cum poți lua un pic de informații de aici, un pic de cod de dincolo, niște date de aici pentru a face o aplicație care singur n-ai fost capabil să o faci. Această serie are și două cărți din domeniul geospațial, Mapping Hacks și Google Maps Hacks, scrise cam de aceiași oameni, persoane proeminente din lumea geospațială open source și din lumea SGO. Să profit de aceste titluri pentru a cârni puțin către partea geospațială. Dacă nu aveți cărțile, chiar dacă multe din trucurile și trucurile explicate acolo au care rămas în urmă, de câțiva ani zile, totuși vă invit să le procurați pe cale legală, pentru că aveți ce învăța, în special din Mapping Hacks. Da, există și parte de această abordare, hacking geospațial, există și încă cum. Iar lucrurile au fost impulsionate, în special în ultima vreme, poate cu apariția Google Maps. Dar de ce există? Pentru că locația este o proprietate a tuturor lucrurilor de fața Pământului. Și pentru că, datorită internetului, în ultima vreme, internet, standarde politici și mai departe, tot mai multe date sunt disponibile public. Chiar și România, chiar dacă nu sunt în formate standardizate, dar tot mai multe date, la presiunea comunității, a presei, devin publice. Este un trend în Europa, cum a fost și în America acum ceva vreme și cum are devenit un subiect cald odată cu administrația Obama. Lumea vrea ca tot felul de informații să fie făcute publice, pentru că vizează, în principal, cheltuieli făcute cu bani publici și mai departe. Iar cele două legate, împreună cu astfel de servicii, cum mergeam mai devreme, Google Maps, Bing, OpenStreetMap, fac posibilă legarea, corelarea acestor două tipuri de informații și prezentarea lor într-o formă extrem de intuitivă, pe care oricine poate să înțeleagă. Una e să vă dau un tabel mare în Excel, care are tot felul de valori cu privire la nu știu ce s-a cheltuit prin sau demografice din județele țări, alte se pun pe o hartă puțin colorată. Iar ce e important e că astăzi, folosind aceste instrumente,
Crearea unei astfel de aplicații nu mai este apanajul specialiștilor. Până acum, astfel de lucruri o face doar persoane specializate într-un anumit domeniu, dintr-o firmă anume, dintr-o instituție a statului. Astăzi, oricine, chiar oricine, nu are nevoie de infrastructură. Există destul de servicii în cloud care oferă infrastructura necesară gratuit. Există app-urile acestea de la Google, de la Bing, de la Yahoo, care ne permit să luăm date, să le amestecăm și să le prezentăm într-o formă foarte, foarte, foarte interesantă și atractivă. Iar în direcția asta o să vă arăt, sunt atât de multe exemple încât nu, nici n-am știut ce să aleg. Am ales trei dintre ele, pentru că mi se pare destul de reprezentative. Aceasta e făcută într-o singură zi, NASA Gestoanim, este o hartă în timp real a transportului public din Londra, cred că doar metro și tren. Domnul a făcut-o, programatorul a făcut-o în câteva ore, a primit și premiul la Open Data Challenge pentru aplicație și n-a făcut decât să se conecteze la serviciul public de transport pe site-ul unde datele sunt aruncate într-un format XML, să facă câteva astfel de hack-uri, să lege informații de acolo, de numele de stații. Interesant e că îi transmit în timp real astfel de informații, dar fiecare tren sunt un număr de mesaje, dacă se oprește, dacă întârzie, dacă își continuă drumul în mod normal și partea se poate vedea în timp real. Se poate accesa acum de pe un iPhone, sau de pe un telefon cu Android. Nu știu, poți să știi în cât timp îți va veni următorul tren, legături și mai departe. Foarte rapid făcută. Acest exemplu este făcut de ziariști, ca să arătear și nu e nevoie neapărat de programatori, au pornit acest proiect din Globo Amazonia, în Brazilia. Ideea a fost destul de simplă. Au invitat comunitatea să semnaleze probleme de mediu din bazinul Amazonului, folosind harta. Da? Oricine poate să se conecteze pe site și să semnaleze, să posteze un text despre trei legale de pădure, poluare și mai departe, incendii. S-a pus să aplaudeze cu geotag un filmuleț, o poză și mai departe. Ideea e că în foarte scurt timp au ajuns la peste 1 milion de astfel de semnalări pe lună. Este incredibil. Și au făcut niște jurnaliști care nu știau nimic geospațial, au folosit niște servicii de la Google și atâta tot. Și succesul a fost incredibil. Bineînțeles, susțin și o campanie de presă de acolo. Și un exemplu de aplicație făcută foarte repede, a devenit serviciu comercial mai complex, tot pe transport în comun, aici în Paris, deci într-un loc vrei să ajungi în altă parte, cu transport în comun, și vrei să vezi cam cât timp îți ia. Folosiți zocrone, pentru că în funcție de legăturile pe care le iei, zone care sunt mai apropiate de tine, s-ar putea să fie mai greu accesibile, deci nu e neapărat o curioasă asta lineară. Da? Și această hartă se adaptează în timp real. Pe telefon puteți să aveți în timp real care sunt alternativele, cum puteți dintr-o parte într-alta. În final, o să vorbesc puțin de ce am să fac la seminarul de mâine dimineață. Ne-am propus să ilustrăm puțin acest concept de hacking. Putem pune cap la cap informații și crea aplicații și va fi o ilustrare a acestei hărți interactive a centrului de energie regenerabile din România, pe care o va prezenta în detaliu colegul meu, Florin Filip, mai târziu. Da? Ideea este că împreună cu cei care vor veni aici, vom încerca să descărcăm, plecăm de la niște date de tip shapefile, publicate pe geospațialul, și încercăm să le ducem într-o aplicație online, fără a avea prea multe cunoștințe de programare, de cum s-ar putea face așa ceva. O să încerc să vă explic, să vă ghidez, cum să gândiți, cum să abordați această problemă, cum căutăm pe Google să răspunsuri și apoi cum le implementăm, da? Cu ce instrumente le trecem într-un format, în altul, cum găsim modalitatea de a le publica pentru a ajunge la ceva de genul acesta. Sau genul acesta. Mulțumesc frumos!